Bună viitor, părinte! Sau poate părinte în exercițiu! Anterior ți-am povestit că noi, femeile, naștem cu ajutorul hormonilor. Hormonii declanșează nașterea și contracțiile, le intensifică, îl ajută pe copilaș să iasă din canalul de naștere, contribuie la expulzia placentei, la producerea și la ejecția laptelui. Tot grație hormonilor femeii îi se înmoaie ligamentele bazinului ca să fie mai maleabil în timpul nașterii, deci mai ușor de străbătut. Grație concentrației de relaxină, care crește esențial la sfârșitul sarcinii, bazinul se poate întinde pe măsură ce copilașul iese din corpul mamei. Datorită hormonilor, femeia are colostru, așa numim primul lapte matern de culoare gălbuie, care se elimină în primele 2-3 zile după naștere. Colostrul este aur curat pentru nou-născut. E un cocktail de proteine, vitamine și anticorpi care îl protejează de boli și infecții. Hormonii o fac pe mamă să vrea să nască, iar și iar. Anume, nașterile care se desfășoară fără intervenții medicale, deci cu implicarea deplină a hormonilor naturali, le fac pe femei să iubească procesul de aducere pe lumea copilului. Și tocmai privarea femeii de hormonii ei naturali, care vin din creier pentru a ușura nașterea, dar și pentru a-i aduce plăcere mamei, îi creează un gol, o neîmplinire. Cum este privată femeia de hormonii ei naturali? Prin administrarea medicamentelor. Astăzi voi povesti despre anestezia epidurală. În momentul în care femeia decide să îi fie administrată, la inițiativa sa ori a medicului, este corect și bine să cunoască nu doar beneficiile, dar și riscurile anesteziei epidurale. Pentru început să vedem ce este anestezia epidurală. Este un cocktail de medicamente. Conține un anestezic local combinat cu o substanță opiacee, cum e morfina. Apropo, endorfinele naturale eliminate de creierul nostru sunt de 10 de ori mai puternice decât morfina. Endorfinele sunt ca un drog natural. Așa se explică de ce atleții ajung dependenți de sport, iar unele persoane de tatuaje. În acest proces, în mișcare sau la lezare, când se provoacă durere, creierul începe să secrete o cantitate mare de endorfine, iar endorfinele provoacă plăcere. Bun, revenind la anestezia epidurală, atunci când există o deschidere a colului uterin de cel puțin 4 cm, medicul anestezist va cere să stai pe marginea patului, va șterge spatele cu o soluție antiseptică, va aștepta să treacă valul, deci contracția, îți va cere să oprești respirația pentru a evita cea mai mică mișcare ca să introducă un ac în partea de jos a spatelui cu scop de anesteziere. Deci să amorțească porțiunea, exact ca la dentist. Medicul trebuie să nimerească într-un punct foarte precis. Aici erorile nu se permit. Pot fi afectați nervii spatelui. Se lucrează pe lângă măduvă. E serios. Apoi, anestezistul va poziționa un ac mare între vertebre, făcând loc pentru un cateter și un amestec de medicamente va fi introdus prin acest cateter, deci prin tubul din plastic. În acest mod, se anesteziază nervii care provoacă durerea prin contracțiile uterului, dar și pe cea din canalul nașterii. În 15-20 de minute își face efectul. Medicul o să îți spună că acest analgezic nu afectează bebelușul. Beneficiul epiduralei, deci motivul pentru care multe femei aleg fără să șovăiască anestezia epidurală, este pe față. Durerea contracțiilor se reduce esențial sau total, efectul depinde de doza administrată. Eu am experiența anestezierii complete, de la burtă până la vârful degetelor de la picioare. Nu simțeam absolut nimic, picioarele erau moi ca vata. Eram la naștere vaginală după 11 luni de la cezariană. După epidurală nu mai simțeam deloc contracțiile, dar nici picioarele. Mi se spunea să împing, iar eu nu îmi controlam corpul, deci nici să împing eficient nu puteam. Nota 2, mi-a zis medicul la un moment dat. Acesta este unul dintre riscurile anesteziei epidurale, că femeia nu va putea împinge eficient, având corpul anesteziat. Nu îl poate controla. Deci nașterea se poate încheia cu aplicarea forcepsului sau a vacuumului ca să fie ajutat bebelușul să iasă. Apropo, la nașterea mea vaginală așa s-a și întâmplat. Am fost vacuum asistată. Acum aș mai vrea să conștientizăm alte câteva riscuri. La administrarea anesteziei epidurale există riscul scăderii tensiunii arteriale la mamă. Termenul medical pentru această stare este hipotensiune. Anestezicul inhibă impulsii senzoriali către creier, iar corpul reacționează cu o scădere a tensiunii arteriale. Dacă este o scădere considerabilă, bebelușul poate fi afectat. Ajunge mai puțin oxigen la placentă și bătăile inimii bebelușului scad.
Acestea pot efectiv să dispară de pe monitor și atunci se intervine cu cezariană. Cunosc o naștere care a avut o asemenea întorsătură. Adică, trebuie să înțelegem că anestezia epidurală poate fi deseori biletul spre cezariană. Nu e atât de inofensivă pe cât ne pare și recomandarea medicilor ar fi să se administreze când mama e cu adevărat obosită, simte sau este clar că nu rezistă durerilor travaliului, că nu va putea împinge la expulzie și atunci ca ajutor îi se pune epidurala. Mama câștigă timp să se odihnească. Vorbind despre timp, epidurala de regulă încetinește travaliul. Căci ce anestezează epidurala? Nervii, dar anume prin impulsuri nervoase comunică hormonii naturali, cei care declanșează și mențin contracțiile. Oxitocina face treaba asta și atunci dacă suferă comunicarea prin impulsii nervoși, prin nervi, pot să sufere contracțiile. Mușchii uterului, care în mod natural lucrează la capacitate maximă pentru a expulza copilașul, sunt anesteziați, se relaxează cumva, contracțiile pot deveni ineficiente și atunci travaliul poate stagna. Deseori e nevoie să se intervină cu oxitocină sintetică, adică iarăși cu medicamente. Când se lungește travaliul, mai ales la expulzie, vorbim despre pericolul epuizării materne, dar și a fătului, prin urmare despre faptul că vor fi necesare instrumentele ca forcepsul sau vacuumul pentru a fi ajutat copilașul să iasă. Încetinirea travaliului se mai explică prin faptul că mușchii planșeului bazinului, planșeului pelvian, nu funcționează cum trebuie după epidurală, dar ei sunt cei care ghidează capul copilului, astfel încât să intre în canalul nașterii în poziția favorabilă. Dacă mușchii pelvieni sunt deconectați, nașterea poate fi îngreunată și iarăși vorbim despre riscul necesității de a folosi forcepsul sau de a interveni cu cezariană. Un alt risc, epiziotomia, incizia chirurgicală la nivelul perineului, deci o tăietură în țesuturile dintre anus și vagin ca să poată trece mai ușor copilul. Alte efecte ale anesteziei pot fi durerile de cap, starea de greață, frisoanele, febra. În unele cazuri, din cauza febrei, se va recurge la cezariană. Mai trebuie să spunem că epidurala inhibă endorfinele, hormonii fericirii, care sunt produși de creier în mod natural ca să diminueze durerea nașterii, dar și ca să facă lipeala între mamă și copil, ca să trezească dragostea maternă instantanee. Mai puține endorfine, mai puțină reacție emoțională din partea mamei. Așa se explică de ce unele mame, după naștere asistată cu medicamente sau după cezariană, simt, și aici o să o citez pe o mamă, simt că au instinctul matern adormit. Nu simt euforia asta, dragostea feierică alimentată de oxitocina naturală, tot din creier. Simt doar ușurare că totul s-a încheiat. Și atunci trebuie să subliniez în sute de rânduri, cu creionul roșu, că excluderea hormonilor naturali din naștere, prin medicamente sau prin cezariană, favorizează depresia postpartum. Eu, după cezariană, am avut ceva ce semăna cu un baby blues. Starea asta când vrei să plângi tot timpul și ești melancolică. Nu știam ce e cu mine. Într-o naștere naturală, nivelul de hormoni ai dragostei și ai fericirii este extrem de crescut. Toți care asistă la acea naștere simt împlinire și dragoste. Sunt beți de fericire. Ei pot să nu arate asta, dar pot spune că au avut o naștere frumoasă. Și invers, când nu se produc acei hormoni, naștere se lasă cu un gol, cu o neîmplinire care o pot afecta serios pe mamă. Încă o chestie importantă se cere menționată. Mama și fătul comunică pe durata întregii nașteri prin hormoni. Prin hormoni copilul îi dă semn că e gata să se nască și mama începe să producă hormoni pentru a înfăptui nașterea. În momentul în care intervenim cu medicamente și oprim hormonii naturali, ce se întâmplă? Se rupe comunicarea. E ca și cum am tăia firul de telefon prin care se transmit semnalele. Și atunci bebelușul poate deveni confuz. Se simte pierdut. E ca și cum ar rămâne într-o pădure întunecoasă, fără semnal la GPS, nu prea știe încotro să o apuce. Se simte dezorientat. Deci există și partea asta psihologică foarte fină. Bebelușul nu este la fel de alert ca atunci când nașterea decurge fără medicamente. Are nevoie să fie ajutat de medici cu instrumente deseori, fiindcă corpul mamei nu prea îl ajută. Poate fi somnolent la ieșire și atunci poate fi perturbată și atașarea la sân. S-ar putea să sufere un pic alăptarea la sân, cel puțin în acea oră magică, prima oră de după naștere. Mai ales că, să ne amintim, endorfinele îi dau mamei senzația asta de bucurie, de extaz, ceea ce o ajută să fie alertă și atentă la nevoile copilului. Tot endorfinele stimulează un alt hormon, prolactina, care are responsabilitatea de a produce lapte.
În acest sens, o să pomenesc unele detalii legate de nașterile mele. Campion la subt este al treilea copil, născut natural. Am rămas uimită de felul în care s-a atașat singur el la sân, atât de ușor, sugea atât de intens, ca un profesionist, cum îmi place mie să glumesc. Am rămas fascinată de felul în care nu trebuia să depun deloc efort ca să-l atașez. A apucat atât de bine sânul, auzeam înghițiturile, mânca cu poftă. După naștere asistată cu vacuum și epidurală. A trebuit să muncim un pic amândouă, eu și fetița mea. Pe lângă faptul că o atașam cu dificultate, fetița se mai și îneca în primele zile cu lapte. Țin minte că mi-era frică să rămân eu singură cu ea în prima noapte la spital. A fost destul de stresant. Bun, reacția aceasta poate veni și după curățirea care se face la nas, în căile nazale și în guriță copilașului după ce se naște în spital, în maternitate. Apare acest reflex de a da înapoi laptele. E vorba de psihosomatic aici, o să mai vorbim despre asta într-un alt episod. În fine, fetița născută prin cezariană mai deloc nu putea apuca sânul în primele două zile. Îi dădeam colostru cu seringa. Parcă nu avea putere să sugă. Îi picuram cu seringa colostru, apoi încercam să o atașez. Am chemat-o la spital pe consultanta în alăptare, Olga Gutiun, ca să mă ajute. Ne-a reușit. Alăptarea la sân oficial s-a pornit în spital. O să pun punctul aici la subiectul anesteziei epidurale. Vă las câmp pentru cercetări și discuții cu medicul care vă monitorizează sarcina și vă va asista la naștere. Eu acum doar o să vă spun că există căi naturale pentru diminuarea durerii nașterii. O să vă povestesc neapărat despre ele. Cântăriți bine decizia de a cere epidurală. Nu e totul roz în jurul acestei intervenții și nu vreau să vă sperii, vreau doar să fiți informați, dragi părinți. Acum, multă sănătate vă doresc, ne vedem în curând!